Copiii din Șimleul Silvaniei par să fie cei mai talentați. Acest lucru l-au dovedit și vineri, când au expus la Casa Orășenească din Șimleul Silvaniei 80 de tablouri. Cu ce ocazie au fost expuse aceste tablouri? Noi, în fiecare an, expunem lucrări în cinstea orașului nostru, de zilele orașului nostru, și iată că acum suntem la a treia ediție și am dat denumire Tinere Talente, expoziție, adică orașul meu. Ce au ales copiii să picteze? Așa cum vedeți dumneavoastră în spatele meu, în toată expoziția, sunt mici părți din oraș, adică clădiri specifice, arhitectura noastră șimleoană, diferite edificii monumentale, orașul văzut prin ochi de copil. Au participat și părinții, impresii? Aici au fost, după cum am spus, în jur de 300 de persoane. Au fost și invitați din alte zone folclorice, cât și din străinătate, reprezentanți culturali prin ansamblurile și artiștii lor din străinătate, cu virgulă care Șimleul Silvaniei este înfrățit. Să spun o singură dată că pe fiecare diplomă scrie tot la fel, da? Numai numele diferă. Deci primăria, Consiliul Local și Centrul Cultural al orașului Șimleul Silvaniei, Uniunea Artiștilor Plastici, sucursala Șimleul Silvaniei Sălaj, oferă diplomă de participare. Se acordă tânărului artist sau artistei, așa, de la Centrul de Pictură Silvan Art din Șimleul Silvaniei, de pe lângă Centrul Cultural, pentru participarea la a câtea ediție? A treia ediție a expoziției Tinere Talente. Șimleul Silvaniei, azi 2014, semnat primar inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, semnat președinte Uniunii Artiștilor Plastici, sucursala Șimleul Silvaniei, adică prin mine, da? Nu mai spun numele. Începem cum a venit aici. Filip Giulia. Borș Cristina. Este la dansul, da, știm. Covaci Anet. Hepcal Andrei. Aici. Duca Diana. Lobonciu Daniel. Rădoane Alexia. Haiduc Miruna. Hosu Alexia. Este la personal, nu? Cu bunici. Sârca Florentina. Haide Tina, draga mea. Popalina. Pădurean Iulia. Cireagă Alexandra. Danila Larisa, e la mare. Torja Adelin. Aici e Adelin. Bine, Adelin. Iho Jarina, este la dansuri. Balu Cristina, este aici, nu? Ian. Costea Andrei Ionuț. Dar și l-o mămică. Nu îndrăznesc să o pup între dumneavoastră. Bode Alex. Bode. Vancea Codruța. Ciulic Tania. Sârbelara, este la mare. Chijoana, este aici. Ciobanu Carla. Unde ești, Carla? Balu Cristina. Am dat la Cristian, așa e? Bun, ok. Manolache Luana. La mare. Neaga Nicol. Ia uite ce mari suntem. Lupo Violeta. Filip Alexia. Rațiu Natalia. Haiduc Daliana. Grădinar Maria. Unde ești, Maria mea? Mărie și Mărioară. Bravo. Sârca Narcisa. Lazar Tania. Tania, unde ești? Roman Alexandra. Boier Alexandra.
Păi curarte o timp. Hai, duc Iulia. Iulia. Vâlcelean Dalia. Cova Ștefania. Vedinar Romina. Rus Rodica. Bravo, Rodica. Pop Iulia. Roman Luiza. Crișan Camelia. Radu Cristina. Cristina, unde ești? Aici. Pop Andreea. Cu doi de. Sârca Alexia. La dansuri. Crișan Diana. Chereji Bianca. Am uitat pe careva? Am întrebat dacă sunteți fericiți. Da! Ok. Astea fiind spuse, vă mulțumesc. Ne întâlnim ca de obicei la ora? 3. Așa. Ne întâlnim la ora 3. Câți ani ai? 7 ani. Și de când pictezi? De mult timp? De 2 luni. De 2 luni. Și ce-ți place cel mai mult să pictezi? Flori. Flori? De ce flori? Trandafiri și margarete. Și margarete, bun. 10. Și ție ce-ți place să pictezi? Peisaje. De ce peisaje sau ce peisaje? Peisaje din pădure. Tu câți ani ai? 8. Și tu ce pictezi? Flori. Flori? Ce flori? Trandafiri, margarete și floarea soarelui. Și lalele? Și lalele. Bun. Tu câți ani ai? 10. Și tu ce pictezi? Vază cu flori. Vază cu flori. Văd că vă plac foarte mult florile. Da. De ce? De ce sunteți fete, oare? Da. Felicitări încă o dată pentru tot ceea ce realizați cu acești copii minunați. Se vede că o faceți cu drag, depuneți un mare efort care este apreciat. Dați-mi voie să vă strâng mâna încă o dată. Mulțumesc. Nu pentru prima dată și nu pentru ultima oară, cu siguranță. Felicitări și mult succes în continuare! Mulțumesc! Acest lucru se datorează atât copiilor, cât și primăriei, consiliului local care ne sprijină în activitatea noastră, cât și părinților, pentru că împreună reușim să facem lucruri frumoase, să scoatem șimleul pe primul loc, spun eu, în județ și de ce nu și în țară. Mulțumesc!